și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elisabeta Vasile și începând cu această oră, vă invit să urmărim o ediție specială a emisiunii Muzică și Poveste. De această dată avem o invitată foarte dragă mie, dar și dragă dumneavoastră, o interpretă de seamă a Mehedințiului, care a scos numai și numai șlagăre, un om cu suflet mare, doamna Nina Predescu. Bine ai venit, Nina, în căsuța noastră, cu ce gânduri? Bine v-am găsit, prieteni dragi! Știu că noi suntem prieteni buni. Sigur că da, de multă vreme. Și ne bucurăm. Am răspuns invitației voastre cu mult drag, mai ales că suntem în prag de sărbători. Pentru mine este cea mai frumoasă lună din an, nu numai pentru faptul că se apropie sărbătorile atât de dragi când ne întâlnim cu cei apropiați, dar și pentru faptul că eu în această lună îmi serbez începând de la... O săgetătoare! Da, începând de la Moș Nicolae, este și ziua mea de naștere și a multora dintre membrii familiei mele. Mă bucur, mă bucur mult. Acum, în pragul sărbătorilor, suntem mai buni, mai ne apropiem mai așa mult unii de alții. Mergem poate mai des pe la biserică, zic eu, nu știu. Eu cel puțin așa fac. Da, așa ar trebui să fie. Sunt de acord cu tine, dar nu numai. În fiecare perioadă a anului trebuie să normal, fie. Da, normal, dar se spune că de sărbători ne apropiem așa mai mult unii de alții. Suntem în mijlocul familiei, mai mult, mergem mai mult pe la... Eu, de exemplu, merg pe la părinți acum, mai des, că până acum n-am avut timp. Da. Cu ce gânduri ați venit? Ai venit, Nina, că nu mă obișnuiesc, noi vorbim în apertu, aici suntem ca acasă. Da. Acum un an de zile eram tot împreună. Tot numai că eram la Petale de Cântec, la emisiunea da, la emisiune, cealaltă. Și m-am bucurat că, uite, a apărut și această, acest nou format de muzică o și altă provocare poveste. Din partea echipei, da. M-au provocat da. Și le-am răspuns cu da. Da. Păi cu ce gânduri? Gânduri de bine. Am adus câteva din piesele de sezon, piese foarte dragi mie, filmate în cadrul acolo la mine, la Negoiești, lângă căsuța mea muzeu, unde am avut și zăpadă. Este vorba de filmări mai vechi, din anii trecuți. Gânduri de bine pe care trebuie să le împărtășim cu telespectatorii, cu cei care se uită la noi în aceste momente. De unde vine Nina Predescu? De unde a început cântecul Ninei Predescu? Da? A cântat cineva în familia ta? M-am născut la sat, în Negoiești, Mehedințului, lângă Baia de Aramă. De micuță am îndrăgit cântecul popular și poate omul care m-a îndemnat cel mai tare să cânt a fost mama mea, care mi-a descoperit talentul încă de micuță și mă trimitea la serbările școlare, la cântarea României. Apoi, mergând în turnul Severin la liceu, am prins așa o conjunctură frumoasă că am activat la Casa Armatei Îndrobeta turnul Severin și am fost foarte aproape de soliștii de la ansamblu Danubius. Da. Soliștii care mi-au influențat cariera de mai târziu. Ați avut modele. Sigur că da, începând cu doamna Angelica Stoican, Ileana Ciuculete, Maria Loga, pe timpuri, eu am cunoscut-o pe Maria Loga da, și am fost prietenă cu Maria Loga în copilărie, pe când ea era la Drobeta Turnu Severin și uite că și în ziua de azi suntem prietene. Da. După care m-am căsătorit foarte devreme, la 19 ani. Între timp a apărut vreun CD, ceva, nu, până nu va căsători? Nu, pentru că au venit pe lume cele două fetițe ale mele și ale soțului meu și nu am reușit. Mai mult de familie. Da, nu am reușit să aprofundez cariera de solist de muzică populară pentru că am lucrat într-un domeniu care nu avea nicio legătură cu folclorul și am preferat o perioadă să stau departe de scenă, perioada în care eu am scris versuri populare, atât de multe încât mi-ar mai trebui o viață să le public pe toate, chiar dacă în acești 15 ani, peste 15 ani de când am... Mulți înainte! Mulțumesc frumos de când am reapărut pe scenă, am imprimat în fiecare an. Asta e un lucru mai extraordinar. Sunt atât de multe încât, știind că nu o să reușesc să le public pe toate, m-am gândit să le adun într-o carte pe care să le las pentru
tânăra generație. Tu ești un exemplu pentru foarte mulți soliști, chiar și pentru mine. Eu te apreciez foarte mult, dar și pentru tinerii care vin din urmă și știu că ești un suflet bun și ai ajutat și cu melodii și cu versuri, costume naționale, că știu că o să vorbim și despre asta, ai foarte multe costume naționale. Mi se pare firesc să facem aceste lucruri, chiar dacă nu am reușit, eu știu, poate în toate cazurile să ajut, o vorbă bună mi s-a părut că nu costă niciodată, da, exact. Și am încercat să fiu deschisă cu tinerii interpreți, pentru că eu și acum cred că am câte ceva de învățat de la ei. Mi-e drag să i-am prieteni și am tineri care deja sunt, pot să spun, sunt deja soliști consacrați, cu care am colaborat și cu care am în continuare o relație de prietenie. Eu știu pe una dintre solistele. Cred că ne referim la Olguța, da? La Olguța, da. Care este, uite, ce ascensiune frumoasă a avut. Sigur că e foarte dragă Olguța și simt și din partea ei respectul pe care eu mi l-am dorit dintotdeauna. Asta înseamnă enorm. Mi l-am dorit dintotdeauna și de la publicul meu și la rândul meu am respectat publicul, pentru că dacă nu respecti, de unde să aștepți să fii respectat? Ați avut un mentor, avem acolo în zonă un interpret de seamă, un rapsod popular pe care vreau să salutăm. Da, un om despre care se pot vorbi multe. Vă salutăm, doamnă dragă, dacă și doamna Aura și domnul Dan și Iensat știe foarte bine. Am fost împreună cu un prieten foarte drag, cu domnul Brozbă, la Mama Domnica. Îi salutăm și pe domnul Brozbă. Izverna și eu așa simt că Mama Domnica m-a inclus între cele, între poate a patra fică, dânsa are trei fete, care una poartă chiar numele de Nina și îmi pare rău că, uite, trec ani și s-au așezat și peste dânsa. Fiecare dintre noi se așterne cu timpul, da. Vocea dumnea ei și acum este la fel de nealterată și unică, exact cum spui și tu. Și noi, poate toți soliștii din Mehedinți, am preluat de la dânsa atât cât... că ne-a permis la toți, deci dânsa niciodată nu a spus nimănui. Da, cum sunt alți soliști și cum ești și tu de altfel, adică dacă cineva vrea să imprimă o piesă, este foarte frumos să întrebe acel solist, pentru că nu este nicio problemă, deci un lucru foarte, foarte frumos, decât să o iei așa. Da, și eu am preluat de la Mama Domnica o doină la care țin foarte mult, Firea al naibului de deal, am preluat O să te provoc să ne cânți o strofă din ce vrei tu, o melodie, o doină, poate un colind, nu știu. Nu, o să cânt o strofă de la Mama Domnica, neapărat. Dacă tot ne urmărește Mama Domnica, îi facem cu mâna și cântăm atunci când consider tu și când vrei. Da, și am mai preluat și piese de la dânsa, exact așa cum le-a cântat și dumnea ei, și am precizat pe albumul pe care au fost preluate că sunt, pentru că le-am simțit că mi le-a dăruit din tot sufletul și mi-aș mai dori să reușesc să o mai duc pe Mama Domnica într-un studio de înregistrări. Ar fi extraordinar. Să mai imprime și chiar acum la vârsta dumnei. Nina, uite, vrem să urmărim ceva împreună. Ne-a pregătit echipa câteva poze frumoase, să vedem despre ce-i vorba și așa pe fundal noi comentăm câte ceva, ne spui tu. Uite cine e acolo. Este sufletelul meu, cel mai important bărbat din viața mea, este nepoțelul meu care s-a născut acum 3 ani de zile. Să străiască, uite ce frumos el, și în această fotografie. Băiețelul fetiței mele, Alina. Uite, ca telespectatorii să vadă și ce familie frumoasă are Nina Predescu. Sportivă de performanță, fostă sportivă de performanță și acum este antrenoare. Ia uite aici, Nina Predescu. Aici sunt eu și soțul meu la nunta fiicei noastre. Deci. Îmi pare rău că soțul meu este cu spatele, nu se vede. Aici îl vedeți și pe soțul meu, pe ginerele meu și pe fica mea. Și eu, bineînțeles, în haine civile. Mai rar, să vă trăiască cu toții. Aici suntem la nunta fratelui ginerelui meu, anul trecut, cu fica mea cea mare, blonda din spate. Fetele nu au moștenit talentul, nimic. Nu, ce spun eu aici, uite. Da. Nu au moștenit, din păcate, numai, după cum spuneam, am avut aici, când s-a născut, nepoțica mea.
Deci am o nepoțică deci de o bunică luni. Fericită, o mămică împlinită, tot o solistă și mai împlinită. Da. Nepoții mei sunt cei care în ultima vreme îmi ocupă cel mai mult din timp. Bănuiam. Aici este fica mea cea mare, care actualmente trăiește în Anglia. Aici sunt părinții mei, muma mea și cu tatăl meu la Negoiești. Vă salut și eu, este că Gigi vă salută de luni până joi tot timpul. Fotografia făcută în vară. Aici o fotografie la mine în Casa Amintirilor, la Negoiești, unde aveți muzeul, da. Ai fost și un te mai aștept. Un muzeu extraordinar. Celălalt nepot al meu, al fratelui meu, Iulie, pe care îl aștept să mai crească, pentru că are voce și vreau să-l iau cu mine să cânte lângă mine. Deci o să cânte cineva, da. Și din aici familia Ninei Predescu. O fotografie făcută acum o săptămână și ceva în Elveția. A, păi trebuie să vorbim. Vorbim. Aici este nepoata mea de la celălalt frate, Roxana, actualmente studentă la medicină în Timișoara. Aici eu cu un șorț de bucătărie, deși să știi că la bucătărie nu excelez, stau la bucătărie doar din când în când. Doar de poze, nu? Nu neapărat. Ca mine. Gătesc, dar nu pot să mă laud că stau foarte mult în bucătărie. Diverse poze din Casa Amintirilor, unde am strâns foarte multe lucruri tradiționale. Am fost și noi acolo, am filmat. Și costume populare, colecția mea de costume populare se găsește care este casă. Imensă și nu renunțați așa ușor la vreun costum. Da, mai dăruiesc, să știi că mai dăruiesc și cine a primit poate să confirme. Tot fotografii din Casa Amintirilor, unde am strâns de-a lungul anilor tot felul de lucruri primite de la admiratori, dar și din familie, de la bunici, de la toți cei care nu s-au îndurat să le arunce, pentru că multe sunt foarte vechi, lucruri de mână. Uite aici, de exemplu. Făcute cu croșeta, da. Uite, vestitele noastre vâlnice de la munte. Care acum cam toată lumea vară, le poartă. Da, variantă de vară și variantă de iarnă. Cele de da, am văzut, de iarnă și celelalte de vară. Aici așa o privire de ansamblu și aici echipa ENSAT. Echipa ENSAT care v-a vizitat de mai multe ori. Da, mi-au fost oaspeți de mai multe ori. Gica al nostru, Gica, soțul tău, da. Pe care o să-l sărbătorim în curând pentru că e săgetător ca și mine. Da. Da. Aici eu într-una dintre încăperile mele, unde am o colecție de orhidee, îmi plac foarte mult orhideele și vreau să spun că și înfloresc. Da. Le am de câțiva foarte, ani. Foarte frumos, deci oricine poate să vină acolo la Nina Predescu să vadă ce costume superbe are, florile și așa mai departe. Când ai imprimat primul album, să mai aduce aminte? În 1997, cu maestrul Ionel Puia, un om foarte drag sufletului meu, care din păcate a plecat dintre noi Dumnezeu să-l odihnească. Acum 2 ani și cu care ulterior m-am împrietenit atât de tare încât am devenit nășica fetelor dumnealui. Uite, prietenie frumoasă. Da. Și aici la Târgu Jiu sunt rude ale dumnealui și salut de câte ori am ocazie. Da, cu dânsul am imprimat primul album la București, la studioul lui Jol Chereștei. După care m-a descoperit domnul Ionescu, soțul Ninetei Popa, cu care suntem și actualmente foarte buni prieteni, și eu cu domnul Costic Ionescu suntem născuți în aceeași zi. Peste o săptămână o să fie și ziua dumnealui. Da. Numai săgetători avem, de seamă. Am imprimat 3 albume la Râmnicu Vâlcea, la o casă de producție de acolo, după care m-a luat de mână prietenul meu de o viață, pot să-i spun, și căruia îi port un respect deosebit, Petrică Mățu Stoian, și mi-a zis: vă salutăm! Te aduc la Târgu Jiu, pentru că aici suntem noi mehedințeni și vreau să fii cu noi. Da. Continuăm după aceea, continuăm, dragi telespectatori, cu povestea și cântecul Ninei Predescu, dar după ce urmărim 2 cântecele frumoase, haideți să le urmărim, dacă sunt pregătite. Sănătate vă doresc de la mehedinți, la mulți ani-mi românesc, ca e să ne trăiți. Sănătate vă doresc de la mehedinți. S-au pornit din sorile, vine iar n-arășe, iar vin sărbătorile, iar cu n-an mai
rășe, s-au pornit din zorile, vine iarna rășe, iar vin sărbătorile, în cunal mai trășe. Și să puneți la ferești creangă de braduț. La mulți neam românesc să dați un banuț. Și să puneți la ferești creangă de braduț. Lângă masa cu ce toace să vă adunați, să urați de sanată ce la surori și frați. Lângă masa cu ce toace să vă adunați, să urați de sanată ce la surori și frați. Sănătate vă doresc de la mehecinți, la mulți neam românesc, hai să ne trăiți. Sănătate vă doresc de la mehecinți, iarnă rășe, iarnă grea, bine mi-ai venit. Vă spun de la masa mea, Crăciun fericit. Iarnă rășe, iarnă grea, bine mi-ai venit. Vă spun de la masa mea, Crăciun fericit. Fericire vă doresc la voi și la mine. La mulți neam românesc, sărbători cu bine. Fericire vă doresc la voi și la mine. Sănătate, lume bună, mulți ani să trăiți. Anul ăsta vă poftesc pe la mehecinți. Sănătate, lume bună, mulți ani să trăiți. Anul ăsta vă poftesc pe la mehecinți. Să mai fac o casă. Ține-mă, Doamne, în putere, că s-o mână de muiere. Și să mă ții sănătoasă, să pot să mai fac o casă. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu. Și de una și de alta, că eu sunt fata lui tata. Cât trăiește muma mea, să zică și nici-o vrea. Să le fie de mirare ce mai fată mama are. Lumea e o munci de mică și de muncă nu mi-e frică. Învăța-i atâta școală cât să-mi fac viața ușoară. Lumea e o muncă de mică și de muncă nu mi-e frică. Învăța-i atâta școală cât să-mi fac viața ușoară. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu. Și de una și de alta, că eu sunt fata lui tata. Cât trăiește muma mea, să zică cine ce-o vrea. Să le fie de mirare ce mai fată mama are. Până acum cât
țara mea. Până acum cât am trăit, eu de multe m-am lovit. De câte ori singurea n-am plâns pe perina mea. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu. Și de una și de alta, Doamne, ține mil pe tata. Cât trăiește mama mea, să zică cine ce-o vrea. Să le fie de mirare, ce mai fată mama are. M-aș bate, nu las treaba la jumate. Când mi-ai pune ceva-n gând, trec prin pământ. Cu tot satul de m-aș bate, nu las treaba la jumate. Cât trăiește muma mea, să zică cine și-o vrea. Să le fie de mirare, ce mai fată mama are. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu. Și de una și de alta, Doamne, ține mil pe tata. Foarte frumoasă piesele, mai ales expresia populară din melodia Sunt o mână de muiere. Sunt o muiere de, de Sunt o mână de muiere. Da, sunt o mână de muiere. Da, da. Chiar faină chestia asta, da. Adică sunt o muiere, dar nu mă dau pe un bărbat, nu, eu fac de toate. Da. Nu. Vorbeam mai devreme de începuturile carierei. Da, da, da. Și vreau să continuăm. Așa, în cuvinte mai puține, pentru că îți dai seama... Da, da, emisiunea decursul, e mai scurtuță, da. De asta nici nu sunt telefoane, așa că, dragi telespectatori, o întrerup din nou pe Nina Predescu. Vă așteptăm acolo pe Facebook, la Nina Predescu, la Elisabeta Vasile. Am postat ceva frumos acolo din emisiune și noastră. Puteți să dați un like, să comentați, să, și de bine și de rău, asta este, noi învățăm. Dacă nu ne-a făcut lecția cum trebuie. Deci am început, am imprimat primul album în 1997 și da. În fiecare an am imprimat câte un album. Deci multe realizări profesionale. Da, am imprimat și trebuie să mulțumesc foarte mult lui Aurel chiar Blondea, care a fost cel care mi-a schimbat un pic stilul de imprimare cumva. Mi-a ritmat piesele, pentru că la rândul cu Vâlcea le făceam un pic mai lente cu maestru Ionel Puia. Și mi-a făcut cel mai frumos cântec la acea vreme, la care eu țin foarte mult. Cred că știu mult. Și eu, nu? Doamne, mâine dacă mor. Da, pe da. Melodia mea preferată, da. Chiar dacă e puțin mai... Să știi că a fost inspirat e tristă, din... E un adevăr așa. Da, a fost inspirat din viața tatălui meu, pe care îl iubesc foarte mult. Da. L-am dedicat la momentul respectiv pentru tata și pentru soțul meu și pentru cei doi frați ai mei, da. Deci pentru partea bărbătească. Iar Aurel l-a făcut foarte frumos prin orchestrare, prin returnerea aceea deosebită. Apoi am făcut și cu domnul Marcel, Marcel Parnica. Salutăm. Și am avut norocul să imprim și cu Dorel Manea de la Pitești, un album foarte frumos. Da. Vreau să spun că am colaborat cu aproape toți dirijorii din țară. Și iată-mă cu aproape 15 albume, 10 individuale. Deci 15 ani de carieră, da. Adică mai mulți ani mai de carieră, ani de dar carieră, după da. Ai revenit așa cu... 3 albume cu colegul meu și prietenul meu, Vasile Ciobanu. Îl salutăm și pe Vasile după Ciobanu. După vreo câțiva ani în care ne-am mai... am discutat în contradictoriu, ca să zic așa. Da, da, toate sunt colaborăm trecătoare. Din nou. Și 2 albume cu prietena mea Irina Zoican, albume o foarte frumoase. Și pe Irina și așteptăm. Dar vreau să precizez și colaborările mai noi cu mai tânărul meu coleg Emil Badea, cu care... Îl salutăm și pe Emil. La cărei casă de discuri am imprimat și 4 piese. Foarte frumos și eu apoi, am ceva la el. Cu foarte, o să le prezentăm în această seară, să încercăm să vedem dacă reușim să scoatem măcar unul dintre ele. Da. Să vedem ce a pregătit echipa. Da, și o colaborare foarte frumoasă cu un coleg din Serbia, cu care mi-am dorit să imprim de multă vreme și s-au concretizat în urmă cu 3 ani, Draghișa Paunovici, cu care am imprimat 4 duete și să sperăm că la un moment dat o să-l aducem și pe el aici. Da, chiar mi-aș dori că are melodii foarte frumoase, deci colaborările tale dovadă că ești un om
cu suflet mare și deschis la orice colaborare. Așa este, nu? Și asta trebuie să o, să o spună publicul. Nu, pe din și publicul, din partea eu ta ca și coleg. Te cunosc și, ca om da, și ca și coleg, dar și... nu este numai părerea mea. Ești foarte iubită. Ești foarte mulțumesc, iubită. Mulțumesc. Vreau să te întreb dacă ai cântat peste hotare, ai ieșit așa peste granițele țării să le cânți românașilor noștri de acolo? Ți-am arătat mai devreme o fotografie făcută în Elveția, unde am fost deja a doua oară anul acesta. Am fost și la începutul anului la o familie de români care au organizat pentru comunitatea de români o sărbătoare. De data asta am fost cu Irina Zuican și cu Draghișa Paunovici. Exact, cu colaboratorii tăi de suflet. Și mai cu o colegă pe care am întâlnit-o, o olteancă ce trăiește în Italia, Rodica Chircu, originară din Carafat. O cunosc de pe Facebook, suntem prietene. Bineînțeles că am fost în urmă cu câțiva ani în Italia, tot așa la comunitatea de români, cu Petrica Mățu, cu Vasile Ciobanu și cu doamna Maria Ciobanu. Cum este primit cântecul foarte frumos nostru, așa, mai ales acum perioada sărbătorilor? Să știi că în perioada aceasta de sărbători am fost împreună cu Neanelu Șerban de la Craiova. Îl salutăm pe domnul Nelu, poate cumva ne urmărește. A fost așa o întâlnire frumoasă cu românii și pentru mine a fost foarte, foarte onorabil că am stat în aceeași cameră cu doamna Maria Ciobanu 3 nopți și îți dai seama că am descusut-o de foarte multe amintiri ale dumneai și poate cea mai dragă este amintirea despre Maria Lătărețu, mi-a povestit despre legătura dintre dânsa. Întâlnirea și legătura, da. Da, între dânsa și Maria Lătărețu și cred că este una dintre cele mai frumoase amintiri ale carierei mele de până acum, întâlnirea cu omul și cu artistul Maria Ciobanu. Echipa ne spune că mai avem, nu că echipa, noi trebuie să mai urmărim că am venit aici să cântăm. Să vorbim mai puțin. Să vorbim și să și cântăm, da. Da, mă provoci și hai să lăsăm să... Și să vedem despre ce vorba, ce melodie o să vedem în continuare, dragi telespectatori. Dacă sunt pregătite melodiile, le urmărim și comentăm după aceea despre melodii și despre viața doamnei Nina Prădescu. Vineri sărbătorile, să pornesc misorile. Nu mai sunt șobani nici stâni, munțesc albi, parcă-s bătrâni. Oamenii buni să ne trăiți la mulți ani, gin mehejinți. Oamenii buni să ne trăiți la mulți ani, gin mehejinți. Folici mare și folici marunți, când pui alb, când povești, nanală mea pe orice ești. Lasă-i încolo ce bani, vino spunem la mulți ani. Lasă-i încolo ce bani, vino spunem la mulți ani. Așa e lume și la munce, ziua sfântă și curată, la mulți ani, mumă și tată. Hai cu toții să trăiți mulți ani, mulți și fericiți. Pentru noi să vă închinați la mulți ani, surori și frați. Sărbătoare-i pe oriunge, așa e lume și la munce. Hai cu toții să trăiți la mulți ani, gin mehegiți. Stai, frate, nu ai drum de străinătate. Pribegesc ca un dușman, după n-am arât geban. Mă gândesc, firer, să fie cum să scap de sărăcie.
Doamne, că muncesc pe rupte și tot nu dau înainte. Închid ochii și mă-nchin, că stau slugă la străin. Că degeaba masa plină, dacă e în țară străină. N-o-s lângă cine iubesc, nu am graiul românesc. Și mă arde în inimioară, dor de tine, țărișoară. Nu stau pe pământ străin, că nu poși să mă hojin. Că nu-i pierina frumoasă, că în patul meu geacasă. Și nici apă nu poși bea mai, căci în fântânița mea. Și nici apă nu poși bea mai, căci în fântânița mea. Rămâi sănătos, străine, mă întorc în sat la mine. Aici unde m-am născut, mi-o fi crușa pe mormânt. Frumoase și aceste piese, foarte frumoase și videoclipurile. Vreau să o salutăm împreună pe o admiratoare a noastră și a mea și a ta. Este la Bălești, e micuță, Anisia, Anisia Horcea. Te pupăm, draga noastră, și pe tăticul tău și pe mămica și pe toți băleștenii și pe prietenul nostru, pe Ion Drăgan, pe aninoșenii mei, că mi-a zis mami să o salut, că n-am mai salutat-o de mult. Și pe Marinuș și toată familia ei și pe toți cei de la Bălești, că am fost câțiva ani la rând și am cântat acolo. Da, mulțumim, da, de invitație. Da, da. Și, bineînțeles, sărbătorii fericite tuturor. Poate doamna Nina oricum o să vă trezeze la final tot ce trebuie acolo. Vreau să te întreb, eu zic și doamna Nina și Nina, asta este, nu mă obișnuiesc să vorbesc mai cu tu. Da? Vreau să te întreb, tu ești, te consideri un om împlinit și din punct de vedere personal și din punct de vedere profesional. Ce se mai putea așa dori pe parcurs? Ce planuri? Să știi că sunt... evenimente la care nu am fost până în prezent. Asta este poate unul dintre lucrurile pe care mi le doresc. Am spus mereu, n-am fost niciodată invitată la Festivalul Maria Tănase. Este un lucru pe care cred că la un moment dat se va întâmpla. Ce să spun? Sunt împlinită în totalitate și din punct de vedere profesional și personal. Știu că ai pus și bazele unui festival acolo la tine în zonă. Despre ce festival este vorba? Da, festivalul Ponoare Ponoare. Am fost și eu acolo. Da, anul acesta a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Îl salutăm pe domnul primar și pe toți cei care s-au ocupat de organizarea acestui festival. Am făcut o sărbătoare și la mine în sat, sărbătoarea întâlnirii cu fiii satului. De Paște, nu? De Paște, care s-a reluat după mai bine de 20 de ani. Am făcut vreo 6 ediții și sper să-mi ajute Dumnezeu să mai fac și în continuare. Și acolo un mic concurs pentru copii. Bineînțeles că sunt lucruri pe care mai îmi doresc să le realizez. Depinde foarte mult de mine și de... Tu ești un om ambițios. Da. Săgetătorii sunt ambițioși. Așa este. Să fiu sănătoasă. Vreau să te întreb ceva așa mai personal. Când ai fost prima dată îndrăgostită? Să mai amintești? Ei, să nu zic la grădiniță. Mai nu târziu, la grădini, mai târziu. Când m-am căsătorit, am fost cea mai îndrăgostită. Din moment ce am acceptat să mă căsătoresc cu... Da. Soțul meu, care avea 23 de ani și eu aveam 19 și imediat, unul după altul, făcut și copilași, am adus da. Și două fete minunate pe lume, care în momentul acesta sunt chiar v-au împlinit. Prietenele noastre, iar eu și soțul meu suntem cei mai buni prieteni. Este extraordinar. Avem nepoți, ne facem viața așa cum ne dorim noi și poate că cel mai important lucru
căsătoria noastră și în prietenia noastră a fost faptul că ne-am acordat unul altuia libertatea de care am avut nevoie. Mi se și pare, asta este extraordinar. Da, mi se pare foarte grav ca într-o relație să nu-i dai libertate, da, subjugat cumva, nu? Da, da. Și tocmai de aceea, uite-te, după 30 și ceva de ani, suntem la fel de bun prieten, poate mai bun prieten ca atunci când ne-am căsătorit. Este, este minunat. Vreau să te întreb așa, de pasiuni, așa, mi-ai spus că de gătit nu ești nu sunt pasionată, așa pasionată, dar mă gândesc că ai alte pasiuni. Deși bunicul meu, dinspre mamă, a fost bucătar, gătea la nunți, nu am această pasiune, nici la mama mea nu i-a plăcut. În schimb, fiica mea cea mare este pasionată de gătit, face niște torturi și niște prăjituri extraordinare. Sora mea e la fel. Da. Ce alte pasiuni? Poate nu-ți vine să crezi, îmi place pământul. Deci grădinărit, să zic așa, tot ce ține de lucrul ăsta. M-am întors la viața de la țară după ani de zile în care mama mea n-ar mai fi crezut vreodată că o să mă vadă tânjind așa după viața de acolo plecăm, de la țară. De da. În toată copilăria mea numai asta am visat, să cutreier lumea, să stau în oraș, să stau la bloc. Da. După 30 de ani am început să mă reîntors la ceea ce făceam. Spui tu roșiile tale în grădină, spui acolo totul bio. Nu? Da. Nu. Apoi scriu foarte mult, scriu versuri populare permanent și s-au adunat foarte, foarte multe. Nu spui că ți-ai scris acolo și da, jurnal. Le-am scris. Nu, jurnal nu, nu. Am fost pasionată de jurnal nici când eram tânără. Adolescentă, nu? Nu, mi se părea o pierdere de timp să-mi țin un jurnal. Nina Predescu merge la sală, merge la salon, nu, am acasă, la masaj, la astea. Fetele mele mi-au cumpărat o bicicletă de cameră și pe aia o da. Exersez mereu, nu? Da, iar la Râmnicu Vâlcea mi-au luat tot așa acasă, bandă și toate alea. Să știi că mai mult munca în grădină mă menține. Oricum, tu ești norocoasă că nu ai probleme cu kilogramele. Da. Din câte știu dar eu, la vârsta ta arăți super bine. Îmi place bine. Să merg la sală, poate pentru un masaj, pentru o relaxare. Da, pentru... da, la asta mă refer, da, așa, dacă îți place să mergi la un salon de frumusețare, să stai o zi întreagă, bineînțeles, loc, să te relaxezi. Trebuie să mint, să spun că nu-mi place, numai că între a mă duce la sală și a sta, eu știu, să rezolv unele la probleme. La shopping, nu? Și acolo nu mai vorbesc, sigur că îmi place, cum să nu. Cărei femei nu-i place mai lucrul ales că ăsta? Am două fiice, nu adolescente, că deja sunt femei în toată firea, poți să-ți dai seama că... Care ele spun, mami, asta se poartă, asta stă bine, vezi că... N-am fost niciodată genul care să mă las după modă. Ce mi-a plăcut, mi-am luat și dacă mi-a plăcut de moment și după aceea nu mi-a mai plăcut, l-am dat sau, o schimbare radicală așa, de, uite, doar, să zic așa, nu știu, ți-ai schimbat vreodată culoarea părului? De mai multe ori. Da? De mai multe deci ori. Ai făcut, ești... Bineînțeles, sunt... Ai fost deschisă la, de moment, la schimbări. Sigur că da. Da. Întâmplări așa de pe scenă, undeva, eu știu, pe la vreun eveniment. Uite, mi-am adus aminte acum, în cadru aici, de o întâmplare haioasă. Eram cu Rodica Mitran într-o emisiune la un post de televiziune la Drobeta Turnu Severin și cameramanul... Uite că-ți vine să, da, vine să cameramanul nostru a primit un telefon. Da. Și a cerut scuze, a zis că revine imediat, a ieșit și da, mai venit o jumătate de oră, am stat și voi ați fost în direct? Da, eram în direct. Și ne uitam una la alta și nu știam ce se întâmplă. A venit, nu-ți exagerez, după o jumătate de oră și ne-a zis, de ce n-ați vorbit în continuare? Păi cum zic să vorbim singure? Foarte, foarte frumos. Da. Alții au mai pățit. Ba că și-au rupt un toc la pantof, ba că le-a picat brăcirile, ba că le-a picat marama. Cele mai frumoase amintiri le am cu Vasile Ciobanu, pentru că Vasile Ciobanu este... Vasile și un om foarte haios, așa. Uite, de felul lui. Odată, într-o emisiune la Aurelian Preda, mi-am uitat adaosurile de la... De la partea capilară. Capilară, podaba capilară. Da, mi-am uitat o căciuliță care eu de obicei o port pe sumaramă. Și normal, toată, doar, toată lumea care te vede așa ce vai, dar ce podabă capilară are Nina Predescu sau eu sau altul. Am improvizat altceva. Da. Și Vasile, toată emisiunea m-a stresat că va spune în plină emisiune ce am eu în loc de căciuliță. Și probabil aveai ceva și tu nu vrei să spui. Bineînțeles, aveam ce l-a dat din casă. Ceva personal, dar nu puteam să... Îl așezasem în așa fel încât stătea foarte impropriu, știi? Aveam tendința tot timpul că o să-l scap. Da. Da. Acum te-aș ruga dacă poți așa să ne fredonezi tu vestita doină. O strofă de-a mamei Domnica. Și o pupăm pe mama Domnica, Dumnezeu să o țină sănătoasă acolo. Și la pungă groasă. Am să cânt o altă strofă a mamei Domnica, la fel de dragă mie.
Păi s-o legă neicu, legă atât, s-o legă at neicu, legă atât. S-o legă de noi un drag, ca fasui o piarag, ca fasui o piarag, ca fasui o ugeie, fasui, fasui o ugeie, fasui. Are și el rostul lui, are și el rostul lui, are și el rostul lui. Foarte frumos! Mai departe, deci, următoarea, de la emisiunea următoare, o să continuăm. Cel mai mult doinele de mehedinți, deci da. Îmi plac și doinele noastre de gorj. Și eu când mehedinți, dar cânt așa cum pot eu, nu dau uite, voi cântați așa oltenește. Cu stil, cu tot da, ce... Da, cu, tot cu ce... dialect mai ales. Da, și uite ce frumos, comparație între dragoste și... Da, este poate cea mai vestită doina mamei Domnica. Și bine să crezi că noi așa cu pași, repezi, repezi, am ajuns așa spre finalul emisiunii. Dacă tu spui, n-am decât să te cred. Nu știu cum te-ai simțit tu, dar... mai avem de depănat amintiri, mai avem de depănat lăsăm lucruri de viața ta. Lăsăm să le descoperim pe parcurs. Da, cum să nu? O să te mai invităm aici dacă ți-a plăcut. Cu mare drag, iar noastră, cea nouă. Pe voi vă aștept cu foarte mare drag întotdeauna la Negoești. Cum să nu? Să și mai ales că o să te și sărbătorim, spunem acum împreună cu întreaga echipă. Mulțumesc la mulți ani, Nina Predescu. Mulțumesc mult. Să ne trăiești că ne trebuiești. Mulțumesc să fii mult. Fericită și să fii împlinită. Sărbători fericite din partea noastră. Și bineînțeles câteva gânduri așa pe final de emisiune telespectatorilor noștri dragi. Păi să aveți sărbători frumoase alături de cei dragi. Să ne reîntâlnim cu bine că trece repede anul și vine 2016 în care sper să fim la fel de deschiși. Vă dăruiesc din suflet cântecele mele și o să vin la anul cu un album nou de cântece tot din mehedinți. Te așteptăm cu tot dragul. Dragii mei, păi așa pe final de emisiune, vă spun și eu că această emisiune o puteți vedea în reluare astăzi seară, de la orele 22, duminică de la ora 13 și luni de la ora 7. Până joia viitoare, Elisabeta Vasile vă spune la revedere și să ne revedem cu bine. Ușorii mei, moare nana după ei, lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Nu se înaltă nici micuță, macunuși după traistuță, mai iubește și-n mă vede, nana după mine s-a pierde. Șochișorii mei, moare nana după ei, lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Mă cunoști că sunt fudulă, după ochi și după gură, când arunc ochii într-o parce, îl bag pe nana-n pacace. Frumoșochișorii mei, moare nana după ei, lasă moară și să-mi
ai fost nana bine, că nu mai ești cu mine. Pocieșile tot pocieși, dar pe ele nu mai trăși. Nu mi-a mai fost nana bine, că nu mai știu de cine. Vorbile nu-ți mai ascult, doar plâng, nana, plâng și cânt. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine, până când mor, până la sfârșitul lumii, că ne-am iubit ca nebuni. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine, până când mor, până la sfârșit de viață, că bine mi-ai stat în brață. Și majelui munților, la izvoare, izvorele, dar nu în brațele tale. Nana, nu mai pot gedor. Și majelui munților, numai pietrilor din munce, că și să mă asculce. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine, până când mor, până la sfârșitul lumii, că ne-am iubit ca nebuni. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine, până când mor, până la sfârșit de viață, că bine mi-ai stat în brață. Cui mai spun, drumurile noastre-s gata, eu într-o lume, tu în alta. Te duci, nane, eu rămân și-am în suflet, cui mai spun, împreună nu ne lasă lumea rea și păcatoasă. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine, până când mor, până la sfârșitul lumii, că ne-am iubit ca nebunii. Mi-o fi doar nicuță, doar ce cine.